Din tainele vieții și ale universului. Profesor Scarlat Demetrescu. Procesul reîntrupării. Când a sosit ceasul coborârii la întrupare, entitatea spirituală superioară pornește singură și cu hotărâre, cunoscând perfect toate fazele prin care va trece, atât în timpul reîntrupării, cât și în toate peripețiile vieții sale. Linia îi este clar trasată și ea își va urma cu sfințenie planul destinului. Entitățile spirituale inferioare și mai ales cele oarecum conștiente de cuptorul de purificare și dureri în care coboară, au nevoie de încurajare, de îndemn frățesc. În acest scop, pleacă în stol la reîntrupare pentru ca văzându-se unele pe altele să prindă curaj. O ceată mare de strălucitoare entități spirituale le însoțesc, vorbindu-le mereu de legea evoluției și de fericirea lumilor superioare. În același timp, un cor sublim de entități spirituale, de muzică astrală, le însoțesc din nivelele lor de pornire către suprafața pământului. Sub îndemnul zborului în comun și sub adierea muzicii cerești, entitățile spirituale pornesc cu voie bună. Datorită faptului că pe măsură ce coboară, atmosfera fluidică este din ce în ce mai densă, mai grosolană și respingătoare, entitățile spirituale superioare, mari forțe spirituale, atrag din marele curent cosmic fâșii puternice de fluid magnetic și învăluie cu ele spiritele pornite la reîntrupare. Sub influența acestui fluid, entitățile candidate la întrupare cad într-un fel de somnolență. Sunt treze, văd, aud, știu ce fac, dar nu mai sunt pe deplin stăpâne pe voința lor. Ca și magnetizații sau hipnotizații de pe pământ, rămân sub influența magnetizatorului lor, care îi conduce pe calea gândului. Astfel pregătite sunt oarecum sub influența mentală a marilor entități spirituale ce prezidează reîntrupările acestui grup de duhuri. Sosind în apropierea pământului, fiecare spirit candidat la întrupare este luat de ghidul său și îndreptat către o anumită regiune a pământului, către o anumită țară, provincie, localitate și familie, către o anumită mamă. Actul unirii a doi indivizi de sex opus este învăluit de cea mai mare taină. El își are obârșia în eternitate și s-a petrecut și se petrece în lumile eterice. Actul unirii fizice este doar forma materializată a unirii fluidice spirituale. Cu sfială ridic un mic colțișor al acestei taine, de care pomenește și preotul din biserica creștină când face slujba cununiei. Toate entitățile spirituale au aceeași origine, au aceeași îmbrăcăminte spirituală, deoarece toate sunt formate din esența Tatălui Ceresc. Cu alte cuvinte, entitățile spirituale sunt egale și fără sex. Să părăsim trecutul de o eternitate prin care au trecut aceste spirite, până au ajuns la etapa de spirite umane, animatoare de corpuri umane. În spațiu, entitățile spirituale umane sunt absolut la fel ca aspect, deci nu au niciun fel de sex. Ele sunt sfere luminoase, fiecare din aceste sfere fiind formată dintr-un punct microscopic strălucitor, care este esența sferei, scânteia divină, spiritul propriu-zis, iar în jurul scânteii se află o aureolă fluidică, un înveliș eteric, format din cele 7 învelișuri fluidice pomenite și care formează corpul spiritului sau perispiritul său. Cu toate că entitățile spirituale sunt perfect identice, de la originea lor, creatorii care le-au pregătit calea au lucrat asupra lor, astfel încât ele să se manifeste diferit, fiind încărcate cu două feluri de fluide de natură electrică, fluid electric negativ și fluid electric pozitiv, aflate într-un echilibru oarecare. La unele entități spirituale, fluidul pozitiv îl întrece pe cel negativ, iar la altele predomină fluidul negativ. Cu alte cuvinte, spiritele au două feluri de electricități, dar unele sunt predominant pozitive, iar altele predominant negative. Aceste fluide având rostul lor în viața spațială a entităților spirituale. Prin însăși existența spiritului în spațiu, natura acestui fluid electric se alterează, se schimbă într-un alt gen de fluid, fiind nevoie de o primenire.
Procesul de primenire se desfășoară în mod asemănător cu respirația trupului nostru. Spiritul execută un fel de palpitare, se dilată și se contractă, inspiră și expiră, eliminând prin acest act mecanic fluidul corupt și absorbind din spațiile siderale fluid proaspăt. Acest travaliu durează veșnic, spiritul absorbind proporții inegale de fluid electric pozitiv și negativ. La unele entități spirituale se acumulează mai mult fluid pozitiv absorbit, deoarece puterea de alegere fluidică de natură pozitivă a fost mai mare decât cea negativă, iar la alte spirite, doza de fluid negativ se acumulează într-o măsură mai mare. Astfel, spiritul se încarcă prea mult cu un anumit fel de fluid electric, simțindu-se îngreunat de cantitatea prea mare a fluidului preponderent și atunci caută o posibilitate de descărcare. Descărcarea are loc pe cale de schimb. Două entități spirituale, care de miliarde de veacuri au pornit împreună pe drumul nesfârșit al evoluției, se simpatizează, se caută, se doresc, vor ca mereu să se sfătuiască și să se ajute. Când entitățile spirituale între care s-a stabilit o iubire de veșnicie îndepărtată, veșnicie care totuși are un oarecare început, se simt îngreunate de o doză mare de fluid pozitiv sau negativ, se alipesc una de alta și fac între ele un schimb din plusul de fluid acumulat. Prin acest act s-au eliberat de povară, iar schimbul le produce o senzație de fericire. După ce am vorbit puțin despre marea taină a dualității, a unirii spirituale, vom aborda și subiectul unirii trupești a doi indivizi de sex opus. Am mai spus-o și voi repeta mereu. Totul este orânduit de divinitate și executat de slujitorii săi de diferite grade. Luăm două substanțe chimice și le punem față în față, de exemplu, un acid și o serie de metale sau oxizi metalici. Acidul va manifesta o anumită preferință pentru unul dintre aceste metale și se va uni numai cu unul din ele, dând naștere unei substanțe noi, numită sare. Unirea dintre un acid și un oxid sau metal se datorește fluidelor care le însoțesc și stau la baza lor. În fluidul unuia, electricitatea este predominant pozitivă, iar în fluidul celuilalt, predominant negativă. Cu cât un oxid îi procură acidului mai mult fluid contrar, cu atât mai mult acidul desface oxidul și se combină cu el. Astfel se petrece unirea în regnul mineral. Pentru mintea noastră, fenomenul este mai clar, mai deslușit în regnul vegetal. Aici elementul reproducător, zis mascul, merge către elementul sexual al femeii. Oriunde ar fi, oricum ar fi organele purtătoare ale acestor două elemente, ale acestor două celule generatoare, ele se atrag, se cheamă și se unesc. Se atrag deoarece se doresc și se doresc pentru că fiecare este purtător de fluid electric de sens opus. De exemplu, grăuntele de polen, purtătorul unei aureole fluidice mai bogate în electricitate pozitivă, se îndreaptă către ovulul din camera ovariană pentru că este chemat, este atras de fluidul predominant negativ al acestuia. Iată înțelesul unirii grăuntelui de polen cu ovulul, de pe urma căruia se naște oul, începutul viitorului pui de plantă. Dacă trecem la regnul animal, vom fi martorii aceluiași plan de unire și perpetuare a speciei. Un individ, masculul, emite o celulă generatoare numită spermatozoid și celălalt individ, femela, emite o celulă generatoare numită ovul. Din unirea lor se naște celula numită ou, din care se va forma embrionul și mai târziu viitorul animal. Cele două celule generatoare au alergat una spre alta și s-au unit din motivele sus amintite, dând naștere unui produs care deține elementele materiei fizice și fluidice provenite de la doi indivizi de sex opus. Un fapt însă rămâne constant. Unirea între cele două elemente cu încărcături electrice diferite se face în anumite condiții și mai ales în anumite epoci. Într-adevăr, nu oricând și nu în orice condiții, o floare produce polen și ovule. Nu oricând, femela primește să fie fecundată de individul mascul. Omul, coroana creației Tatălui Divin pe pământ,
cu toată înțelepciunea cu care a fost înzestrat de Creator, se abate de la legea sfântă a procreației, a formării de trupuri noi, în care să coboare și să se fixeze un spirit pentru o nouă viață terestră. El a coborât sfânta unire spirituală și a bagiocorit sfânta unire trupească. Asemenea celorlalte regnuri, și la om este indicat momentul firesc pentru unirea trupească, în zilele din preajma fazelor lunare, când se produce eliminarea ovulelor de către femei. Dintr-un act divin, hotărât cu regulă, la toate viețuitoarele, omul a făcut un act de patimă, de viciu. Frumusețea spirituală și chiar trupească a fost terfelită și coruptă prin noroiul plăcerii. Dar în viitor, omenirea cunoscătoare a legilor încă necunoscute se va ridica la nivelul frumuseții legilor divine. În fine, în momentul când elementul sexual masculin, spermatozoidul, părăsește organul generator, este înconjurat de o aureolă fluidică în care sunt fixate toate particularitățile fizice și toate defectele trupești ale părintelui emițător. Mama emite celula sexuală feminină numită ovul, care, asemenea spermatozoidului, are o zonă fluidică în care sunt imprimate toate particularitățile trupului acestei femei. Din unirea celor două elemente se va naște oul care va purta în sine toate particularitățile trupului celor doi generatori. La plante și animale, actul unirii, formarea oului, evoluția embrionului și, în final, nașterea, se fac sub influențe cosmice determinate, realizate sub imperiul unor legi fixe. Numai omul se abate de la aceste legi prin liberul său arbitru. Dar totuși, cu toată ignoranța omului față de legile morale și față de exemplele din natură pe care Domnul îi le pune înainte, actul procreierii trebuie să aibă loc la timpul său, pentru ca și actul nașterii să se petreacă sub privirea unor anumite constelații și influența unei anumite planete. Actul nașterii la om, mai dramatic decât la animale, în general este însoțit de mari dureri. În acele momente, femeia mamă renunță pentru restul zilelor ei la orice unire trupească. Într-adevăr, este de înțeles plăcerea unirii trupului celor doi îndrăgostiți. În perispiritul lor se produce o descărcare electrică, pozitivă de la unul și negativă de la altul, răspândită reciproc în perispiritele lor. În acest moment, spiritul lor simte o senzație de fericire pe care omul necunoscător al tainelor lumii nevăzute o atribuie trupului său. Atât de mare este această fericire încât ea întunecă amintirea marilor dureri ale nașterii. Există cazuri când în destinul unor oameni a fost scris să nu aibă copii, pentru că într-o viață precedentă tatăl a avut o conduită repulsivă față de copii, brutalizându-i până a stins orice iubire din inima lor, ori pentru că în altă viață femeia nu i-a vrut, căutând mereu să scape de ei, imediat ce a constatat că va deveni mamă. În aceste cazuri, cei doi soți se vor uni fizicește, dar nu vor avea urmași, pentru că dreptașii lor, veghind ca destinul lor să deraieze cât mai fidel planului întocmit sus și acceptat de ei când erau spirite libere în spațiu, le neutralizează fluidele celulelor generatoare. Urmarea este că elementele lor sexuale, lipsite de fluidele corespunzătoare, nu se vor atrage, nu se vor putea uni pentru a da naștere unui ou, murind înaintea fuzionării lor. Iată pentru ce se zice în popor, nu le-a dat Dumnezeu copii. Legea divină, prin reprezentanții și slujitorii tatălui, nu le acordă această bucurie, chiar dacă în această viață ar dori din tot sufletul să audă și ei spunându-li se cuvântul magic, mamă sau tată. Totul se plătește mai curând sau mai târziu. Dreptatea tatălui este veșnică și se aplică fără cruțare. Spiritul candidat la reîntrupare, însoțit de ghidul său, se apropie de viitorii săi părinți și stă în preajma lor. Sosind ziua unirilor fizice, o forță a spațiilor lucrează asupra celor doi generatori, învăluindu-i cu anumite fluide pentru a-i dispune la unirea trupească. Iar bietul om se supune asemenea unei marionete. El crede că este voința sa, plăcerea sa să se iubească cu partenera lui. Da, această unire este la fel ca altă dată, dar pe când atunci era o simplă manifestare animalică, mai joasă chiar,
fără a fi avut vreo urmare, de data aceasta omul se supune unei forțe care îl îndeamnă, în vederea unui act divin, pentru un scop ce intră în planurile Creatorului. Cei doi soți s-au unit, crezându-se singuri, și cu toate acestea șase martori au fost de față. Dreptașul tatălui, dreptașul soției, spiritul care se va întrupa, ghizii celor doi soți, precum și marele întrupător. De îndată ce s-a format oul, spiritul candidat la întrupare își înconjoară mama cu o bandă eterică și se pune în legătură cu oul. De acum începe marea operă, necunoscută de știința materialistă. Voi descrie pe scurt principalele faze ale formării copilului în pântecele mamei și nașterea lui. Spiritul coboră la întrupare înconjoară cu perispiritul său trupul viitoarei sale mame. Perispiritul său, luând forma unei rochii, strâmtă sus și largă în poale, adică forma unui clopot, a unui trunchi de con. Acest înveliș fluidic se întinde din dreptul umerilor mamei până mai jos de gleznă, capul ei rămânând liber. Se știe, fiind dovedit și de știință, că vehiculul fizic al omului conține o masă de fluide electromagnetice. Dintre toate organele corpului omenesc, cel mai bogat în fluid este sistemul nervos central și periferic. Orice acțiune de natură fluidică venită din spațiu va lucra asupra întregului corp fizic, dar sistemul cerebrospinal va răspunde cel mai prompt și mai puternic la aceste influențe. Dacă acțiunile venite din afară vor fi puternice, encefalul, care este de o sensibilitate deosebită, va fi penetrat, fluidul său fiind pus violent în vibrație. Vibrațiile neobișnuite ale fluidului cerebral vor acționa la rândul lor asupra cortexului și a celulelor nervoase. Impresionate puternic, celulele nervoase fiind puse în vibrație cu o putere neobișnuită, se va produce în ele o perturbare funcțională, care va sfârși în timp mai prelungit cu un dezechilibru mental. Cum sistemul cerebrospinal este comandantul organismului, de la el plecând toate ordinele prin care sunt dirijate funcțiile organelor interne, se înțelege că și aceste organe vor funcționa dezordonat. Astfel, omul va avea mișcări necoordonate, își va pierde orientarea în spațiu, dereglându-i se circulația sanguină, secrețiile hormonale, excreția, etc. Pe scurt, o dezordine generală de pe urma căreia va suferi spiritul, posesorul acestui trup dezarmonizat. Cunoscând aceste legi, spiritul coborât la reîntrupare caută să nu facă niciun rău mamei sale. Din acest moment, această femeie este mamă, ferindu-se să-i înconjoare capul cu perispiritul său. Trunchiul de con fluidic se află uneori mai aproape de trupul mamei, alteori mai depărtat, în funcție de vârsta mamei, culoarea pielii, a părului și a ochilor. Dacă mama este tânără, spiritul încercuitor stă mai departe de ea, vitalitatea corpului ei fizic fiind destul de ridicată. Grație vitalității puternice, spiritul încercuitor, candidat la întrupare, trebuie să se țină la o distanță mai mare pentru ca influența perispiritului său să nu fie resimțită prea puternic de mama sa. Când din neatenție se întâmplă acest lucru, mama are dureri de cap și o nervozitate neobișnuită. Dacă mama este mai în vârstă, spiritul înconjurător se apropie mai mult de ea pentru a o influența ceva mai puternic, trupul ei neimpresionându-se ca cel de 17-20 de ani. Se știe că persoanele cu ochi negri emit și primesc mai puternic fluidele electrice. Ochii sunt supapele trupului, prin care spiritul emite valuri de unde electromagnetice, fermecând sau adormind un om ori un animal. Dacă femeia aleasă să fie mamă va avea ochii negri, spiritul sosit la întrupare va căuta să păstreze o distanță mai mare de trupul ei, decât în cazul când culoarea ochilor îi este deschisă, pentru ca nu cumva, pe calea ochilor, razele sale fluidice să influențeze prea puternic perispiritul mamei sale. Aceleași considerente le are în vedere spiritul când mama va fi brunetă. Când ne pieptănăm, se aud pârâituri și firele de păr se zbârlesc, respingându-se unele pe altele. Prin pieptănare se produce o frecare între păr și pieptene. Din această frecare se naște electricitate diferită în păr, de cea din pieptene,
generând fulgere microscopice urmate de mici tunete percepute sub formă de părâituri. S-a observat însă că părul negru dezvoltă mai multă electricitate decât cel blond. Prin urmare, spiritul fiu va sta mai departe de iubita sa mamă brunetă pentru a nu-i produce nicio greutate. În general, cea mai mică apropiere dintre fiu și mamă este de câțiva centimetri, iar cea mai mare nu trece peste un metru de la suprafața trupului mamei. Spiritul înconjurător nu se va alipi niciodată complet de trupul mamei sale, pentru că în acest caz, vibrațiile lui, fiind prea apropiate, izbesc cu putere în trupul și perispiritul mamei, cauzându-i prejudicii. O greșeală făcută din necunoaștere sau neatenție poate avea rezultate dezastruoase, de care spiritul rămâne răspunzător în fața divinității. Dar, în definitiv, care este motivul pentru care spiritul nou, venit la viața trupească, nu stă departe, ci înconjoară trupul mamei sale? Explicația este următoarea. Viitoarea mamă, în vederea acestei sfinte misiuni, trebuie să aibă pregătite anumite condiții fizico-organice și sufletești. Aceste condiții le asigură spiritul coborât la reîntrupare. Odată ce spiritul fiu își înfășoară mama, începe să transmită raze fluidice către trupul ei. Aceste raze o pătrund și, lucrând asupra perispiritului și a unor organe, produc schimbări anatomice și fiziologice. Astfel, glandele mamare încep să se dezvolte în vederea marelui scop, producerea secreției lactice. Organele generatoare se congestionează, trec prin anumite modificări, pregătind condițiile pentru păstrarea embrionului și creșterea fetusului. Se produc o serie de transformări interne, vizibile uneori și la exterior, umflarea buzelor și picioarelor, pătarea pielii, etc. Dar în afară de pregătirile provocate de spiritul fiu, mama este cuprinsă de sentimente și dispoziții sufletești cu totul diferite de stările ei anterioare. Aceste sentimente și dispoziții o determină să primească cu plăcere vestea sosirii unei ființe la viața pământească, să o accepte, să o iubească și să crească în idei și stări sufletești demne de o mamă desăvârșită, să nu o respingă, să nu caute să scape de ea. Dacă femeia ar ști ce misiune sublimă îndeplinește în lumea noastră trupească, n-ar mai căuta să abdice de la acest măreț rol în mecanismul vieții de pretutindeni. Deși spiritul înconjurător, spiritul fiu, se ține la o distanță oarecare de femeia mamă, totuși el ia contact cu trupul ei în trei regiuni. 1. Printr-un fir fluidic se leagă de măduva ei, de așa zisul nod vital, realizând un contact intim cu perispiritul mamei. 2. Prin ombilic se leagă de bazinul în care se va forma căsuța lui carnală. 3. Se leagă de centrul aflat în partea inferioară a laringelui, în scorbura unde se unesc claviculele cu sternul și unde palpită sufletul, pentru că aici se produce un fel de inspirație și expirație fluidică, un sorb de fluide spațiale și o eliminare de fluide uzate. După cum peste 9 luni mama va ține copilul său drag în brațe și îl va acoperi cu dragostea ochilor săi, tot astfel, spiritul fiu, în cele 9 luni de zile cât va ține gestația noii ființe umane, o îmbrățișează pe din afară cu toată dragostea lui. Ce minune pentru noi oamenii! Ce fenomen natural pentru lumea spațială! Privești la femeia însărcinată și nu vezi nimic în jurul ei. Ea se mișcă, se îmbracă și se dezbracă și nu simte prezența unei materii. Trece printre oameni, pe lângă obiecte și nu simte nicio neplăcere. Cu toate acestea, Duhul este prezent ca o ceață invizibilă în jurul pântecelui ei. Mari sunt faptele tale, omule, dar opera spiritului e mai mare. Construirea noului edificiu trupesc pentru viitoarea sa viață terestră. Aceasta este marea sa lucrare. Spiritul este arhitectul propriului său trup, căci așa cum își va așterne, așa va dormi în haina sa carnală. Ori pentru împlinirea acestei opere, el are nevoie de fluide spațiale pe care le are la dispoziție din oceanul fluidic înconjurător. În afară de aceste fluide libere, spiritul fiu are nevoie și de fluidele umanizate ale mamei sale. El ia cu precauție, cu răbdare, puțin câte puțin, din fluidele mamei, lucrând cu ele asupra oului, determinându-l să se dividă, să crească, să ia treptat forma umană, să-și organizeze rând pe rând diferitele organe.
Această absorție de fluide umane se face noaptea de la mamă, când trupul ei doarme, în așa fel încât să nu aibă repercursiuni asupra acestuia. Spiritul mamei, aflat în afara trupului său adormit, oferă cu dragoste fluid din ființa sa trupească și perispirituală pentru a ajuta spiritul fiu la opera sa constructoare. Dar spiritul fiu are nevoie și de fluidele tatălui pentru ca legătura iubirii să se împânzească și cu ceva de la tată. În perispiritul mamei predomină fluidul electric negativ, la tată predomină fluidele pozitive. Operele creatorului sunt totdeauna armonizate prin împerecherea contrariilor, a pozitivului cu negativul. Spiritul sosit să-și construiască reședința în care va sălășui ani de zile, trebuie să aibă la dispoziție și fluid pozitiv și fluid negativ, procurat de la ambii părinți. Pe când fluidele mamei le absorbe noaptea, pe ale tatălui le absorbe ziua. Există cazuri când spiritul înconjurător, spiritul fiu, absorbe fluide umanizate într-o cantitate mai mare de la tată decât de la mamă. În acest caz, fizicul copilului va semăna mai mult cu tatăl decât cu mama. Dacă mama oferă mai mult fluid umanizat, copilul va semăna mai mult cu ea. Când proporțiile furnizate de cei doi părinți sunt aproximativ egale, trupul copilului va avea caractere fizice comune celor doi părinți. Dar există cazuri când un copil nu seamănă nici cu tata, nici cu mama, ci cu una din rudele apropiate, vări, unchi, etc. În acest caz, spiritul fiu a absorbit mai multe fluide de la acea rudă a părinților săi, persoană de care e legată printr-o existență comună și drăgăstoasă dintr-o viață anterioară. Iată înțelesul real al marii taine a eredității. Cât s-a discutat, cât s-a scris despre această problemă importantă și câte ipoteze și presupuneri nu s-au elaborat pentru explicarea acestui fenomen spiritual general în viața fizică, minerală, vegetală, animală și umană. Pornind de la date fizice, nu se poate ajunge la o concluzie reală în explicarea unui fenomen cu rădăcini adânci în lumea spirituală. Cu toate că efectul fenomenului eredității este vizibil în planul fizic, cauzele și-au rădăcinile în materia invizibilă a spațiilor. Numai când savantul va cunoaște fizica și chimia fluidelor lumilor spațiale, când va descoperi materiile metafizice, energiile care le animă și legile care le guvernează, va găsi soluția tuturor fenomenelor încă nedescifrate. Ceea ce este interesant și sublim în același timp e faptul că ziua, spiritul fiu își înconjoară mama, iar noaptea mama, părăsindu-și trupul, vine și își înconjoară spiritul fiu. Astfel, de la o vreme, se realizează o înconjurare reciprocă în jurul trupului matern. Înțelesul tainic al acestor îmbrățișeri fluidice alternante este următorul. Ziua, spiritul fiu, primind anumite fluide venite din infinit, le îndreaptă către mamă, care la rândul ei le concentrează spre pântecele ei, spre copilul în formare. Noaptea, spiritul mamei absoarbe din spațiu anumite fluide pe care le revarsă asupra perispiritului, spiritului fiu. Spiritul fiu, cât și spiritul mamă, contribuie astfel la o operă comună. Toate aceste acțiuni se concentrează asupra pruncului, care prin hrănirea continuă cu diferite fluide și cu substanțele asimilate din sângele mamei, se dezvoltă foarte rapid. În timpurile străvechi, tainele naturii erau bine cunoscute. Viitoarea mamă avea grijă să-și așeze patul în direcția est-vest și anume cu picioarele la răsărit și cu capul la apus, așa după cum a rămas obicei de a așeza mortul cu fața la răsărit. Scopul urmărit era următorul. Se știe că marele curent cosmic, după ce a înconjurat soarele, vine să înconjoare și planeta noastră. Direcția acestui curent este la început de la răsărit la apus, dar de la o vreme se ridică pe unul din meridiane spre nord. Este bine ca trupul femeii însărcinate să fie așezat pe axa curentului cosmic, astfel ca acesta să intre prin picioarele sale, să străbată trupul și să iasă prin creștetul capului, adică în același sens în care se retrage spiritul din trup la moartea acestuia. Cu câtă sfințenie mânca, bea, dormea și trăia mama pe acele vremuri. După ce patul era direcționat în felul descris mai sus, somnul ei trebuia să aibă loc imediat după apusul soarelui, adică din momentul în care se întuneca și până când începea să se lumineze de ziua,
dar negreșit înainte de răsăritul soarelui. Noaptea, perispiritul ei se încărca cu fluide spațiale cosmice, iar ziua acumula fluide solare și terestre. Cu câtă dragoste și respect își privea soțul perechea iubită, aflată în această situație nobilă și importantă. O îngrijire deosebită îi acorda prin vorbe, fapte și atitudine, scutind-o de orice emoție violentă sau supărare și hrănind-o cu alimente consistente și în cantități mici. Soțul se separa de soție pentru a nu împiedica prin apropierea lui desfășurarea fenomenelor oculte de care avea cunoștință, fără să cunoască amănunțit mecanismul lor. Orice contact fizic era interzis în timpul sarcinii soției pentru a nu produce spasme interne, care ar fi comprimat puiul uman în formare în pântecele mamei, iar pe de altă parte, spasmul erotic trimite fluide de ordin inferior către copil, contribuind la nefericirea fizică și intelectuală a viitorului om. Cât de înțelegători erau oamenii în acele vremuri, sufletul lor fremătând la vibrațiile venite din spațiu, deși trăiau într-o epocă lipsită de tehnica civilizației de azi. Am spus că spiritul fiu absoarbe fluide de la părinți pe care, concentrându-le până la ogvasii materializare, își făurește trupul, fetusul din pântecele mamei. Pe când absorbirea de fluide materne se face ușor, spiritul fiu fiind în preajma mamei, absorbirea de la tată este mai dificilă pentru că el nu este mereu prezent. Oriunde s-ar afla, la orice distanță în jurul pământului, spiritul fiu, ajutat de frații spațiali, absorbe fluid din corpul fluidic al tatălui său. În această privință intervine o problemă foarte grea pentru bietul spirit fiu, felul cum își duc viața părinții săi. În perioada când soția este însărcinată, se cere ca ambii părinți să trăiască după o anumită conduită. Astfel, mama se va sili să nu se supere, să-și impună un calm de plin, pentru că supărarea ei va produce furtuni, perturbări în perispiritul ei, împiedicând spiritul întrupător în opera lui constructivă. Pe de altă parte, materia furtunos procurată de mamă va dăuna la alcătuirea perfectă a trupului micuței făpturi. Se mai cere ca mama să nu obosească, pentru că o activitate corporală prelungită îi slăbește trupul, având repercursiuni asupra perispiritului său și deci asupra copilului din pântecele ei. Așadar, se cere o dignă, dar fără a se cădea în limita opusă, șederea prelungită fiind la fel de dăunătoare. Între o activitate încordată și o ședere dusă până la trândăvie, e de preferat cea dintâi. Însă calea de mijloc este cea mai favorabilă. Muncă, mișcare, dar nu până la oboseală, până la slăirea trupului. Se mai cere ca simțurile, în special văzul și auzul, să fie plăcut impresionate pe tot timpul sarcinii. Natura, prin peisajele ei încântătoare, munte, pădure, litoral, oferă imagini care prin ochii și perispiritul mamei penetrează copilul, contribuind foarte mult la alcătuirea perfectă și armonioasă a trupului său. Vorbele blajine și frumoase, vibrațiile armonioase, muzica melodioasă, au de asemenea un ecou puternic în ființa plăpândă din sânul mamei. Contribuția tatălui prin fluidele sale la alcătuirea trupului copilului său este la fel de importantă ca și cea a mamei. Viața cu minte, calmă și rezonabilă a tatălui va avea urmări fericite pentru viitorul său copil. Soțul trebuie să evite nopțile pierdute la bar sau la masa verde a jocurilor de noroc. El trebuie să respecte orele de somn, să nu transforme noaptea în zi, căci lipsa de somn aduce slăbiciunea perispiritului său, care știm că își primenește fluidele uzate noaptea, când trupul său doarme. Alimentația tatălui trebuie să fie în tot timpul sarcinii soției sale calculată, simplă și ușoară. Băuturile alcoolice, tutunul, cafeaua și condimentele vor acumula o anumită varietate de fluide în perispiritul său, iar aceasta va emite unde vibratorii nedorite. De asemenea, agitațiile sale în domeniul politicii sau al afacerilor lovesc nevinovata ființă pe cale de formare, contribuind la nefericirea sa. Se cade ca tatăl să fie conștient că vibrațiile și fluidele pe care le răspândește în jurul său trebuie să fie armonioase și benefice trupului uman, ele reflectându-se în alcătuirea embrionului. Iată marea misiune a părinților în procesul reîntrupării unui spirit, sosit în mijlocul lor în calitate de copil, având o mare responsabilitate față de legile divine.
Cu măsura cu care ai măsurat, ți se va măsura la timpul întrupării tale. Ferice de mama care pune toată grija să prepare calea viitorului copil. Ferice de tatăl care pune toată atenția să nu se facă vinovat prin conduita sa, de vreo slăbiciune sau malformație a viitorului copil. 9 luni de zile, spiritul fiu a lucrat cu atenție și dragoste asupra mamei și asupra trupului din pântecele ei. Dar a sosit momentul nașterii, spiritul fiu, îndepărtându-se cât mai mult de trupul mamei sale, până la 3 metri. Când micul trup a pornit spre lumina zilei, spre viața terestră, perispiritul spiritului fiu se desparte în 2 jumătăți. Imediat ce a ieșit copilul, spiritul fiul înconjoară, iar cele 2 jumătăți ale perispiritului se reunesc în jurul său. 9 luni de zile duhul și-a înconjurat și înfășurat mama. De acum, ani de zile, mama va îmbrățișa trupul copilului ei, animat de duhul fără de care ar rămâne inert, ca o bucată de carne atârnată în cuiul unui măcelar. Vechea înțelepciune, obținută în veacuri prin revelație și stabilită prin observații, recomandă prezența unui număr mic de persoane în camera de naștere. Privirile, gândurile și sentimentele celor prezenți produc valori de fluide magnetice, electrice și spirituale, care au consecințe asupra trupului sensibil al copilului, asupra mamei și spiritului fiu, care pândește momentul de a-și lua în stăpânire trupul, casa de lut, în care va viețui pe pământ. Moașa și un ajutor, 2 sunt suficiente, fără să umble forfota, fără agitație, ci totul să fie orânduit din vreme și toate așezate de partea capului mamei, adică spre apus. Nu e bine să se umble de la partea opusă spre răsărit, adică în jurul picioarelor lăuzei, pentru că este perturbat curentul divin, venit dinspre răsărit, care acum mai mult ca oricând are o influență hotărătoare asupra pruncului ce vine cu un strigăt, cu o primă respirație la viața trupească a pământului. Mama fiind așezată cu capul spre apus, primește curentul cosmic de la picioare. În momentul ieșirii la viața terestră, copilul primește curentul divin de la cap spre picioare, asemenea unei binecuvântări a Tatălui Ceresc, asemenea unui prim sărut în noua sa carieră. Acest uriaș curent divin a pornit de la Tatăl, străbate cosmosul, învelește universurile, înconjoară rând pe rând galaxiile, sistemele solare, ajunge la fiecare planetă, învăluie și întreține cu viață, mișcare și vibrație tot ce se află pe corpurile cerești, pentru a se întoarce la Tatăl. Din soarele nostru, din centrul sistemului nostru planetar, sosește un al doilea curent, curentul solar. Acesta are o influență specială asupra vieții și a evoluției. În fine, trecând prin atmosfera fluidică din jurul Pământului, cei 2 curenți iau din spațiu, din zona unde sălășuiește spiritul care se întrupează, o coloană de fluid care va avea imprimată în ea toate gândurile și sentimentele, chintesența tuturor acțiunilor acestui spirit în nesfârșita sa carieră umană. Acest curent fluidic al propriei esențe evolutive, a fiecărei entități spirituale, îl vom numi curentul terestru. Așadar, în momentul nașterii copilului, entitatea spirituală primește 3 influențe, cei 3 magi de la răsărit, fiind scăldat de un curent care conține 3 feluri de fluide, divine, solare și terestre. Prin întrupare, fiecare entitate spirituală primește 3 forțe, oferindu-i o anumită tărie cu care va lucra de acum încolo asupra trupului său, asupra casei sale. Curioasă casă, pentru că în orice casă, omul se adăpostește în interiorul ei, pe când aici spiritul stăpân stă deocamdată afară, în jurul trupului său, luând în definitiv tot o formă umană, dar ceva mai mare. Încă din prima secundă a ieșirii pruncului din întunericul matricei la lumină, acest om fluidic ce înconjoară micuțul trup se leagă printr-un cordon fluidic cu bulbul rachidian. Orice spirit este legat de trupul său prin bulb sau miel encefal, punctul prin care măduva spinării se leagă cu encefalul. Odată distrus acest punct, printr-o înțepătură de ac sau prin spânzurare, omul moare trăznit, spiritul fiind rupt de trupul său. Spiritul va lucra asupra întregului său trup, dar mai ales asupra sistemului cerebrospinal, lucrare executată conform destinului său. Aflat în fața unui destin mai trist, spiritul lucrează cu durere asupra encefalului său,
făcând din el un instrument rudimentar, un pian dezacordat, prin care nu se poate manifesta, deși cunoaște multe. Așadar, spiritul lucrează la propria sa nefericire ca om pe pământ. E trist și dureros, dar așa e destinul, și spiritul nu se poate abate pentru că este asistat de o entitate spirituală mai puternică, despre care vom vorbi îndată. Chiar dacă spiritul fiu nu vrea să facă ceea ce a jurat sus în cer, adică să-și făurească un trup conform destinului său, o va face curentul terestru. Un spirit inferior, cu toate că vrea, nu poate să-și alcătuiască un trup sensibil care să-i redea fidel voința și gândirea. Un duh superior deține toată conștiința de a-și făuri un trup admirabil care să manifeste corect sentimentele și gândurile sale. Trupul său subtil și sensibil va putea înregistra și o parte din influențele lumilor eterice. Spiritul a sosit din primul moment al producerii celulei ou. El își înconjoară mama pentru a o pregăti și pentru a împrumuta materie fluidică de la ea. Dar în afară de această prealabilă operă, chiar din prima secundă a sosirii sale, spiritul se pune în legătură printr-un fir fluidic cu celula ou din pântecele mamei. La capătul său, acest fir înfășoară oul de jur împrejur și pe măsură ce oul crește și se divide, devenind o masă celulară, firul se îngroașă mereu devenind un cordon fluidic, prin care se stabilește un raport din ce în ce mai complex între spiritul care urmează să se întrupeze și fetusul din pântecele mamei. Prin acest cordon fluidic, spiritul înconjurător trimite mereu fluide embrionului, provocând divizări celulare, anumite direcții de creștere și calități de celule, acordând o atenție deosebită celulelor care vor forma sistemul cerebrospinal. Calitatea, rezistența și dimensiunea fizică a viitorului copil depind de materia trimisă din exterior de spiritul fiu. Aceste forțe, aceste fluide nu sunt trimise către interior la voia întâmplării, ci după un plan prestabilit, conform hotărârii luate în fața juriului suprem, deci potrivit cu destinul spiritului venit la viața terestră. Așadar, toată dezvoltarea embrionului din pântecele mamei se face sub coordonarea și acțiunea puternică a spiritului din afară. Dar la opera de construcție a trupului, în care va sălășui ani de zile spiritul fiu, contribuie și alte forțe, intervin și alte influențe, pe care le voi descrie în cele ce urmează. Din cele expuse până acum, constatăm că pruncul, adorat și strâns cu drag de mamă la pieptul ei, a fost opera a trei entități, tata, mama și fiul, iar cele trei ursitoare de care vorbesc legendele populare sunt cei trei curenți, divin, solar și terestru, veniți să îmbrace vehiculele noului născut. După felul cum au lucrat acești factori, copilul va avea un trup frumos, normal sau hidos, va avea o inteligență vie sau redusă, va fi sensibil sau grosolan. Zilele se vor înșira, iar mama îl va îngriji și hrăni, oferindu-i materie terestră pentru ca lutul să crească. În aceeași măsură în care trupul se mărește, perispiritul, corpul fluidic extern, se mărește în volum, absorbind mereu din spațiu materie fluidică identică. Această absorție se face grație unei pulsații, a unei mișcări de apropiere și depărtare a perispiritului de trupul său, un fel de flux și reflux, asemănător respirației. Într-adevăr, când copilul inspiră, perispiritul se apropie de trupul pe care îl înconjoară, trimițând un val de fluid în interiorul său. În momentul expirației copilului, perispiritul se depărtează de trup, absorbind din spațiu fluidul necesar lui și trupului său. Prin această acțiune continuă, spiritul fiu, învăluit de perispiritul său, năvălește puțin câte puțin în profunzimea trupului său. Procesul acesta se înfăptuiește timp de 7 ani, când în fine spiritul fiu a pătruns complet în trup. Din acest moment, spiritul din exteriorul copilului a devenit interior. Dacă până acum, chiar în timpul zilei, mai avea raport cu lumea sa spațială, de acum spiritul nu mai vede în afara temniței sale carnale decât lumea fizică înconjurătoare, prin ferestrele celor 5 simțuri. Dar pentru că această izolare de lumea cerească pe tot restul vieții pământești ar fi insuportabilă, Divinul Creator a urânduit ca noaptea spiritul să iasă din temnița sa și să reia contactul cu lumea invizibilă a spațiilor, pentru a se fortifica și strânge puteri să suporte întunericul și suferința captivității zilei următoare.
Noaptea, ieșind din trupul său, spiritul recunoaște că este un spirit captiv, legat prin cordonul fluidic de corpul său fizic. Spre ziua intră în trup și nu mai știe nimic de lumea invizibilă, de feeria și muzica sublimă a spațiilor. Uneori, cei din jurul copilului de 4-5 ani iau cunoștință de povestirile sale bizare. Spiritul copilului, fiind exterior, duce oarecum o viață semispirituală, având amintiri pe care le comunică sistemului cerebral. După vârsta de 7 ani, când spiritul se îngroapă complet în lut, copilul nu mai are această clarvedere. Am arătat că spiritul este asistat de un frate mai bătrân în evoluție. Este ghidul său, dar odată cu ei a venit din înălțimea cerurilor, din sferele superioare fluidice ale pământului, un mare spirit, un mare savant, numit mesagerul întrupător. El a coborât pentru a prezida și contribui prin știința sa, prin povețele sale și prin coordonarea fluidelor la întruparea mai multor spirite încredințate lui. Mesagerul întrupător stă la distanță și de acolo conduce întreaga activitate. Îi învață, îi îndeamnă sau corijează pe cei care încep acțiunea de înconjurare a trupului femeii mamă și mai târziu a copilului. Conduce, vorbește prin graiul gândirii, ordonând celor care i-au fost încredințați. Dar în afară de învățătura dată ucenicilor săi, mesagerul întrupător adună anumite fluide din spațiu și le îndreaptă către spiritele la căror reîntrupare asistă. Prin urmare, în afară de acțiunea proprie a spiritului încurajator, a spiritului fiu și mai presus de ea, se adaugă acțiunea puternică a mesagerului întrupător. Mesagerul întrupător îndreaptă către fiecare spirit fiu un fluid de calitate diferită, pentru ca destinele lor să fie diferite. Prin înaltele sale cunoștințe, prin marea sa putere spirituală, mesagerul întrupător ține sub controlul său executarea punct cu punct a destinului fiecărui spirit. De justă aplicarea ordinelor mesagerului întrupător, este răspunzător spiritul dreptaș, care fiind prezent, controlează toată seria fenomenelor și prefacerilor din trupul mamei, cât și din embrionul aflat în pântecele ei. Acțiunea spiritului fiu asupra mamei sale și a viitorului său trup are coeficientul 10, iar acțiunea mesagerului întrupător are coeficientul 90. Prin urmare, acțiunea de reîntrupare este făcută de mesagerul întrupător într-un procent de 90%. Aceasta este regula generală. Există situații când spiritul ce se va reîntrupa este o mare lumină a spațiilor, venind ca misionar printre frații săi trupești, pentru a-i ridica și produce o schimbare moral-spirituală printre ei. În acest caz, spiritul fiu este atât de puternic, cunoscător și conștient de misiunea sa, încât pregătește el însuși prefacerile mamei și lucrează la alcătuirea viitorului său trup. Pe lângă acțiunea mesagerului întrupător asupra dimensiunii, formei și structurii organelor micuțului trup, rolul său de căpătenie este de a determina sexul fetusului, masculin sau feminin. Învăluită într-un mister, această acțiune este exercitată chiar din primele momente ale construirii fetusului. Se știe că entitățile spirituale n-au sex, că sunt identice sub acest raport, între ele diferind doar potențialul electric, la unele mai pozitiv, iar la altele mai negativ. Cu toate acestea, când coboară la viața terestră, îmbracă o haină. Când masculină, când feminină, în funcție de scopul urmărit. Așadar, sexul este determinat de necesitățile evoluției entității spirituale. Un spirit cu o încărcătură fluidică preponderent pozitivă va îmbrăca în câteva întrupări un trup masculin, după care într-una sau două întrupări, un trup feminin. După aceea revine la filiera sa de întrupări bărbătești. Prin urmare, după serii de întrupări bărbătești, se intercalează câte o formă feminină. Spiritele al căror corp este încărcat preponderent cu fluide electrice negative vor fi femei în 7-9 întrupări, după care vor lua o formă masculină. Ele revin la seria de întrupări feminine, după care iau din nou o formă masculină și așa mai departe. Cineva ar putea întreba, dar cine determină destinul omului, sexul și cum de se menține pe pământ un raport aproape constant între oamenii de sex masculin și cei de sex feminin?
Răspunsul este următorul. În cer, ca și pe pământ, e orânduit principiul diviziunii muncii. Am arătat că lumea spațiilor, a atmosferei fluidice a pământului, este împărțită în două, lumea oamenilor și lumea îngerilor. Oamenii sunt elevi, fac școală, îngerii sunt profesorii, care predau lecții și guvernează pregătind evoluția tot ce se află pe pământ, mineral, vegetal, animal și uman. Lumea îngerilor, a celor care conduc evoluția globului nostru cu tot ce se află pe el, este împărțită în grupe, ranguri și funcții deosebite. Una din numeroasele funcții ale acestor strălucitoare spirite este menținerea ordinii, a echilibrului dintre sexe pe suprafața pământului, fie la animale, fie la om. Urmărind această orânduire, ele caută ca întrupările să se facă astfel ca un sex să nu depășească prea mult pe celălalt. La un moment dat, într-o țară, provincie sau oraș, pot să fie mai mulți bărbați decât femei. Totuși, raportul este menținut pentru că în altă localitate, provincie sau țară, numărul femeilor este mai mare decât al bărbaților. Este posibil ca în anumiți ani, de regulă după marile războaie, când cad în luptă mulți bărbați și rămân multe văduve, pe tot globul, să fie mai multe femei decât bărbați, dar raportul se restabilește imediat, născându-se după război mai mulți băieți decât fete. Toată această orânduire, contabilitate cerească, este urmărită și determinată cu mare grijă de cei care au această misiune importantă. În forul judecătorilor supremi, asistă și guvernatorul suprem al întrupărilor. El primește de la subalternii săi ordinea numerică pentru un anumit timp și când observă că s-a depășit prea mult numărul unui sex, intervine, modificând ordinea întrupărilor, până când se va restabili echilibrul. Totul e ordonat, totul e prevăzut și executat după un anumit plan. În lumea spiritelor care conduc destinele oamenilor de pe pământ, există o categorie de entități cu misiunea de a determina forma trupului unui duh, conform cu planul destinului alcătuit de juriul suprem. Există trei mari modele de trupuri îmbrăcate de spirit în funcție de destinul său. 1. O formă pentru entitățile spirituale destinate unei vieți obișnuite, comune. 2. O formă pentru duhurile ce vor cultiva științele și artele. 3. O formă pentru entitățile spirituale cu o misiune moral-spirituală. Trupul fiecărui om este încărcat cu anumite categorii de fluide, organele sale fiind astfel alcătuite încât să corespundă uneia dintre aceste mari categorii de vieți terestre. Dar între aceste trei forme destinale se găsesc o infinitate de modele de trupuri, corespunzând ispășirii greșelilor din trecut, îndeplinirii unor anumite funcții sociale, ori câștigării unor aptitudini. După spusele cunoscătorilor acestor adevăruri spațiale, există serii catalogate de modele fluidice. Modele avute în vedere de mesagerul întrupător, spiritul care se va întrupa și ghidul său. Nici o abatere nu este îngăduită. Neatenția unuia dintre ei va fi greu sancționată, căci totul în univers trebuie să meargă armonios și după un plan preconceput. Prin urmare, la reîntruparea unui duh au contribuit tatăl, mama, duhul însuși și mesagerul întrupător. Dar în afara acestor patru forțe, intervine influențe de ordin îndepărtat, importante totuși prin marea lor putere. Este vorba de influența planetelor din sistemul nostru solar. Într-adevăr, în vorbirea comună a popoarelor se spune de un om fericit. Sub ce stea bună s-a născut? Sau de un om nenorocit? Vai de steaua lui! Vorbele acestea, transmise din veacuri nesfârșite prin grai viu, își au înțelesul lor tainic. În tot timpul gestației copilului în pântecele mamei, sosesc din spațiile siderale raze fluidice de la stele și planete. Dar influența cea mai puternică vine de la planeta aflată în momentul nașterii copilului, la meridianul sau în vecinătatea meridianului locului nașterii sale, contribuind într-o anumită măsură la destinul omului, la felul cum îi va fi trupul. După gradul evolutiv al acestei planete, după undele vibratorii pornite de la ea și sosite pe pământ, trupul copilului va fi sănătos, debil sau bolnav, frumos sau urât, va avea un sistem cerebral redus sau admirabil și așa mai departe. Fiecare planetă imprimă în copilul sosit la viața terestră o anumită calitate.
Marte pecetluiește omul cu dispoziții războinice, făcându-l hotărât dintr-o bucată. Copilul privit de Venus va avea un sistem nervos sensibil, un trup armonios și plăcut. Va fi un sentimental cu înclinații spre frumos. Dintre păcatele omului, cele capitale sunt egoismul, orgoliul, avariția, senzualitatea, minciuna, furtul, uciderea. Să vedem câteva exemple de reîntrupări prin care duhul își repară greșelile. Să zicem că un om, prin destinul său, își făurește un trup viguros cu un aspect ce stârnește admirația celor din jur. Dar făcându-i se complimente, vorbindu-i se de frumusețea sa, se trezește în sufletul său ideea că este deosebit față de ceilalți oameni. El se va admira în oglindă, ocupându-se prea mult de ființa sa. Ideea că are un fizic deosebit se fortifică și mai mult în adâncul sufletului său, devenind mândru de sine. Sărman, frate neștiutor, el confundă frumusețea veșnică cu frumusețea unei mase de pământ, pieritoare ca formă. În loc să fie preocupat de strălucirea conținutului, el prețuiește vasul exterior. Mândria e contra legilor divine, pentru că ea alunecă ușor pe o pantă și mai rapidă, care îl duce pe bietul suflet în abisurile întunecate ale orgoliului. Omul orgolios se crede mai presus de toți prin fizicul, inteligența, darul vorbirii, puterea de a subjuga voința oamenilor, prin averea sau regnul său social. Orgoliul este cea mai mare injurie adusă infinitei puteri și înțelepciunii Tatălui Ceresc. Această încredere a omului, un vierme, un fir de praf, pierdut în infinitatea spațiilor și miliardelor de uriașe corpuri cerești, duce la rezultate incalculabile în marele angrenaj al mecanismului vieții de pretutindeni. În asemenea cazuri de porniri spre abisuri înfiorătoare și ucigătoare, divinitatea a hotărât o lege, înfrângerea orgoliului chiar de la începutul afirmării sale. Legea cere ca în viața următoare, omul mândru de propria-i frumusețe să ia o formă urâtă, să-și ducă traiul într-un trup schilod, la care lumea să privească cu compătimire, ori să-și întoarcă cu dezgust capul. Trăind în acest trup, sufletul va fi secundă de secundă amărât că e un diform, că nu e și el ca toți oamenii. Are un cap mare sprijinit pe un trup de copil, ori poartă în spate o cocoașă ce inspiră repulsie. Din cauza diformității nu poate obține o situație socială deosebită și câteodată e chiar lipsit de mângâierea de a avea o soție și copii în jurul său. Această diformitate va produce în mintea sa ideea: ce rău e ca omul să fie schilod, deosebit de ceilalți. Ori noaptea, când spiritul său evadează din corpul fizic, când își trăiește viața de spirit, cunoaște cauza acestei deformații, știe că e consecința mândriei din viața precedentă, că cel a voit-o și a acceptat-o la judecata cea mare, când i s-a alcătuit destinul. Din analiza situației sale, a legăturii dintre mândria sa din altă viață și deformitatea actuală a trupului, ajunge la următoarea concluzie. Mândria nu e bună pentru că duce la suferință fizică și sufletească. Această idee, această învățătură, se întipăresc adânc în mentalul său, înfățișându-se mereu înaintea sa, în întrupările viitoare, ori de câte ori va avea tendința să se admire, să se creadă deosebit de ceilalți oameni, să fie mândru de sine. Iată înțelesul prezenței unor forme hidoase printre oameni. Nu întâmplarea a creat aceste forme, ci o lege spirituală a fost pusă în aplicare pentru îndreptarea celui pornit spre păcat. Dacă pentru un defect oarecum mic se aplică o asemenea corecție, atrasă în mod automat de cel mândru de sine, cu atât mai grea va fi viața viitoare pentru sufletul orgolios. După ce a fost o inteligență, un orator, un conducător de oameni, neîncăpând în piele de mândrie pentru rangul, puterea și averea sa, în viața imediat următoare vine grozavul corector, ștergând pentru totdeauna din sufletul acestui om orgoliul, care dacă ar domni în lume, s-ar prăbuși sor și universuri, prefăcându-se în haos. Acestui spirit îi se recomandă un plan de viață pe care cu greu, dar îl acceptă știind că nu e posibil altă cale, și anume ca în următoarea viață trupească să fie un cretin, să vrea să se exprime și să nu poată. Spiritul însoțit de această reducere cerebrală este nevoit să trăiască într-un mediu umil, într-un cătun și în sânul unei familii sărace și izolate, unde nu va mai avea putința dominării.
și pentru ca opera de corijare să fie deplină, îi se dă o formă trupească respingătoare. Imbecil, diform, izolat și evitat, va duce o viață obscură departe de învălmășala marilor centre urbane. În timpul nopții, spiritul își vede starea nenorocită în care își duce traiul trupesc. O durere nesfârșită cuprinde sufletul său și iarăși ca spirit știe că el a voit acest fel de viață umană, fiind urmarea unei stări nenorocite, când a crezut, ca om, că este perfecțiunea întruchipată, orică puternic ca el nu este altul. Legătura între trecut și prezent, înnodarea între cauză și efect, naște ideea că orgoliul nu e bun, căci ce ești tu, omule, pe pământ? Trupul tău, averea, titlurile și puterile tale sunt efemere și ca fumul vor trece toate. Cât de mic e trupul omului față de globul terestru. Dar la rândul său, pământul este de 1.300.000 de ori mai mic decât soarele. Soarele nostru e mai mic decât steaua Antares de 474.000.000 de ori. Ca steaua Antares există mii de corpuri cerești în universul de care aparținem. Dar divinitatea a creat un cosmos care conține 4 universuri. Cât de mic ești tu, omule, față de sfera infinită a creației? Cu ce drept te crezi puternic, înțelept? De ce ești orgolios de ființa ta? Frate, fii cu capul plecat în fața lumii, căci ești infinit de mic în mijlocul creației. Trăiește cu modestie și curaj, dar fără îngânfare, încrezător, dar nu în puterile tale, ci în ajutorul venit de la Tatăl, infinit de puternic și atotștiutor. Dar să zicem că cei luminați, care țin în mână cumpăna justiției divine, au hotărât ca omul să fie în viața terestră bogat, să-i meargă bine și veniturile să intre din toate părțile în contul său. Venind în viața pământeană, bietul om nu știe că a fost doar însărcinat cu misiunea unui simplu deținător, cu rolul de administrator al unei averi care nu e a lui, după cum crede el, ci aparține pământului, mai exact stăpânului pământului, Duhului Suprem, guvernatorul destinului nostru, cel reprezentat în icoana de la altar ca ținând cartea evoluției în mână. Răsfățat în plăcerile și bunurile pământului, omul bogat va trăi cu ele numai pentru el și ai lui, neavând niciun gând de milă, fără să dea un ban pentru o școală, o biserică, un azil de sărmani, un orfelinat, un cerșetor, un nefericit care iese în cale, sufletul său rămânând rece ca gheața. Dar toate au un sfârșit. Mineralul, vegetalul, animalul, omul, planeta, steaua, toate apar și dispar, materia lor fiind mereu în cursul prefacerii fără sfârșit. Viața acestui om bogat se va sfârși, spiritul se va ridica în spațiu, unde nu va deține nimic din cele avute pe pământ. Fiind singur, o steluță cu ceață eterică, va înțelege marele adevăr. A fost un bogat nemilos și tot ce a avut nu era al său, ci al pământului, că cerea materie din materia terestră. Atunci îl cuprinde regretul că sufletul i-a fost rece față de suferința celor mulți. Se va căi, dar va fi prea târziu. Legea divină cere imperios perfecțiunea, cere reparare și avansare spirituală. Acestui om încercat, dându-i se averi ca să vadă cum le va gospodări, îi va fi hărăzit să se reîntrupeze în viața următoare sau alta în sărăcie. Va fi un nefericit de pe care vor curge zdrențele, adăpostindu-se prin poduri sau pivnițe. Viața lui se va scurge în plâns și tremurat, în adâncă și multă suferință trupească și sufletească, flămânzind adesea și trăind din ceea ce lumea se va milostivi să-i dea. Noaptea spiritul va cunoaște cauza stării sale actuale, iar în sufletul său se va săpa adânc. Vai de omul fără milă! Grozav va plăti pentru lipsa lui de altruism, căci totul din natură, mic și mare, este legat prin legea solidarității și a iubirii. În toate și întotdeauna există suferința pentru a șlefui și dezrădăcina defectele contractate din neștiință și înrădăcinate pe calea obișnuinței. Ai fost un mare potentat, conducând fără judecată și milă, vei fi într-o viață următoare un biet nefericit, în care vor da toți și te vor supune torturii și bagiocurii nesăbuite. Ai ucis fără să fii conștient că, întrerup școala unui spirit, stricând orânduirile cerești, vei cunoaște valoarea acestui act nesocotit, fiind și tu suprimat, poate tocmai când erai mai fericit, în cursul unei frumoase vieți omenești.
Ai furat, ți-ai însușit averea unui orfan, negreșit vei cunoaște înțelesul acestui act în viața pământeană. În viața următoare sau într-una ceva mai depărtată, vei fi și tu orfan și vei fi lăsat pe drumul sărac și nefericit, așa cum ai făcut tu altă dată. În modul acesta se plătesc toate greșelile făcute de om. O persoană este acuzată de o faptă foarte gravă, omor sau furt. Un om care o dușmănește merge la judecată și, punând mâna pe Sfânta Cruce, jură că într-adevăr persoana respectivă a comis fapta, descriind crima fără remușcare. Vai, suflet nesocotit! Ura și dușmânia i-a întunecat lumina spiritului, conștiința a adormit în el și amarnic își va plânge în cer și pe pământ pornirea pătimașă împotriva unei făpturi de aceeași origine, plecată din același izvor de viață. Acest nefericit își va vedea grozăvia în toate goliciunea lui, când va fi în spațiu. Plânsul și căința sa vor umple infinitul, dar nu va exista nicio posibilitate de iertare. Numai repararea, trecerea prin suferința celui nevinovat, va șterge crima de a lua ca martor pe cel mai sfânt între sfinții eternității. A jurat în numele lui. În viața următoare sau peste multe alte întrupări, va fi acuzat pe nedrept de crimă, petrecându-și restul zilelor pământești în întunericul ognei, ori va coborî în lumea terestră fără grai, fiind mut din naștere. Se va simți extrem de nenorocit, fiind conștient că toți vorbesc și numai el nu are darul sfânt de a se înțelege prin vorbire cu semenii săi. Iată pentru ce Mântuitorul și Luminătorul sufletelor noastre a spus prin trimișii săi: nu mărturisi strâmb, să nu face jurământ nici pe cer, pentru că este tronul Tatălui, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor sale, nici pe capul tău să nu juri, pentru că nu poți să faci un fir de păr alb sau negru, ci cuvântul vostru să fie, ceea ce este da, da, iar ceea ce este nu, nu, iar ceea ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este. Nu aduceți ca martor al minciunii voastre pe bunul Părinte Ceresc. Prin acest act se aduce cea mai mare ofensă Tatălui, care iartă prin îndurarea sa, căci cunoaște micimea omului și conștiința lui întunecată, dar nu iartă legea instituită de el din eternitate și pentru veșnicie. Prin urmare, avem printre noi frați și surori lipsiți de facultatea vorbirii, pentru că în altă viață au greșit tocmai prin grai. De câte ori întâlnim în viață vreun frate nefericit, ne vine parcă în minte: Doamne, dar acest om, mai exact acest spirit, cu ce o fi greșit? Din înțelepciunea popoarelor de peste veacuri nesfârșite au rămas aceste cuvinte: ce păcat o fi apăsând pe acest suflet de a nu vede lumina? Într-adevăr, nu este nenorocire mai mare decât a avea ochi și nu a vedea cu ei frumusețile naturii, culoarea și forma variată a ființelor și lucrurilor. O noapte adâncă îl înconjoară pe acest nefericit. Ar vrea să se servească singur, ar vrea să circule prin lume, dar nu poate fără să fie condus de un altul. Știe că alții văd, că se orientează oriunde vor, și că numai el este mai prejos de orice animal. Este negrăită suferința ce roade sufletul secundă cu secundă. Viața lui e un infern și e cel din tâi care dorește să plece din această viață plină de întuneric. Ca om nu știe nimic din trecut, constată că e orb din naștere sau că ulterior și-a pierdut vederea, însă cauza acestei groaznice infirmități nu o cunoaște. Dar noaptea, când trupul său doarme, își cunoaște starea, știe că plătește o poliță grea, pe care stă scrisă o mare greșeală făcută într-una din viețile sale trecute, când a adus nenorocire altora pe calea văzului. A spionat, a văzut și a spus, după care a urmat o sânda grea pentru cei pe care i-a părât. Ori prins de mânie în veacuri îndepărtate și a chinuit adversarul, zdrobindu-i ochii. Ai luat vederea altuia, ți se va lua și ție putința de a mai vedea. Cine trage sabia, de sabie va muri, i-a spus domnul lui Petru, în momentul când era arestat. Iată marea taină, iată pentru ce sunt în lumea noastră trupească atâtea deosebiri între oameni, în privința sănătății, inteligenței, moralității, voinței, situației materiale sau sociale. Ei sunt ori pe drumul ascensiunii marelui munte al evoluției care duce la picioarele Creatorului, ori sunt forme de viață prin care îi spășesc greșeli mari din alte vieți. Prin urmare, suferințele nu sunt jocul întâmplărilor,
Întâmplarea nu există în natură. Totul e orânduit, totul se mișcă voit și după norme de o armonie și exactitate necuprinsă de mintea noastră. Toate aceste diferențe, diformități și nenorociri, nu și le poate explica bietul om trupesc, deoarece ele se datoresc unor legi, unor orânduiri sau fapte ce aparțin lumii nevăzute, lumii spiritelor spațiale și ale legilor divine, după care totul se mișcă, de la electron și până la sfera creațiilor. Iată pentru ce am afirmat că numai prin reîntrupare se face avansarea spirituală, căci școala vieții acestei planete se va urma pe alte corpuri cerești, în forme materiale din ce în ce mai fine, în forme corporale tot mai apropiate de perfect. Școala planetei noastre este doar o clipă din școala universică pe care o vom parcurge în eternitate. Totuși, în comparație cu efemera noastră existență trupească, este foarte lungă, aproximativ 26.000 de ani, și pe toată durata acestei școli trebuie să luăm diferite forme, să trăim în diferite nivele sociale și în sânul diferitelor neamuri ale Pământului. Am convingerea că în veacurile următoare, peste 3 sau 4.000 de ani, tema reîntrupării va fi mai bine și pe larg cunoscută și omenirea trezită la o conștiință mai luminoasă va avea o altă conduită, fiind iubitoare a tot și toate ce au fost create de ființa supremă. Doamne, luminează sufletele noastre să nu mai greșim, căci acum știm că totul se plătește prin suferință. Amin.